Conferința Internațională Uniunea Europeană, Istorie, Cultură și Cetățenie, in memoriam profesorului Eugen Chilaru, a cuprins și momentul omagial dedicat exclusiv. În cadrul acestuia, avocatul Marius Chelaru a prezentat cursul Drept Civil Persoanele, scris de profesorul Eugen Chelaru, a 6-a ediție revizuită și adăugită. Un moment emoționant a fost înmânarea soției profesorului a plachetei onorifice ca în semn al recunoașterii calității profesorului universitar doctor habilitat Eugen Chelaru, de întemeitor al învățământului universitar juridic argeșean. Profesorul Eugen Chelaru a fost decanul Facultății de Științe Economice și Drept, conducător de doctorat, judecător, președinte al Tribunalului Argeș, avocat, membru al Uniunii Internaționale a Avocaților și membru al Consiliului Baroului Argeș. Eugen Chelaru a fost autorul mai multor cărți de drept civil și editor șef al revistei Studii Juridice și Administrative la Facultatea de Drept și Științe Administrative din Pitești.